Bună ziua, dragii mei! Eu sunt Ciornei Bogdan de la Cibruial Imobiliare și astăzi ne aflăm în zona Obor, Colentina, mai exact pe strada Mașina de Pâine numărul 41, unde scot o proprietate de închiriat de această dată. Este vorba de un apartament de 3 camere în acest bloc, la etajul 1 din 10, un bloc reabilitat din punct de vedere termic. Haideți să vă arăt un pic unde ne aflăm. În acea direcție avem veranda mall, doar traversând aceste blocuri. În partea aceea este soseaua Colentina, iar veranda mall este la nici 5 minuțele de mers pe jos. Piața Bucurobor, la fel, la 4-5 minute de mers pe jos. Primăria sectorul 2, intersecția cu calea Moșilor este în acea direcție, la fel, 5 minute de mers pe jos. Și avem și metrou Bucurobor, la fel, tot în acea direcție, la 5 minute de mers pe jos. Aceasta este intersecția cu strada Turmelor, aceasta este strada Mașina de Pâine și acesta este blocul. În acea direcție avem intersecția cu Lizeanu, la câteva minute de mers pe jos, și Ștefan cel Mare este în acea direcție. Și în acea zonă este mai strada Maica Domnului și cartierul Lacul Tei. Haideți să vă arăt un pic blocul, după care mergem direct în apartament. Acesta este blocul, mai de aproape, blocul 55, strada Mașina de Pâine numărul 41. Haideți să vedem scara. Uitați și aici împrejurimile, este așa multă verdeață, un părculeț. Superb totul aici. Haideți să vedem blocul. Da, o scară curată, civilizată, cutiile de scrisori și avizierul. Pe aici este accesul. Apartamentul este la etajul 1. O să vă arăt un pic liftul și ieșirea din spate, după care mergem în apartament. Bloc monitorizat video, scară de bloc curată, mai mult decât civilizată. Da, aceasta este spatele blocului. O să mergem un pic iar în fața blocului să vă arăt și locul de parcare. Am omis, este un loc de parcare inclus în preț. Pentru că aici în zonă nu o să găsiți locuri de parcare. Uitați blocul și din spate, reabilitat termic, an de construcție undeva în jurul anilor 1980. Haide să vedem și locul de parcare. Da, aici este și locul de parcare, unde este Audi ăsta. Ok. Și blocul este acolo, da? Locul de parcare în proprietate, inclus în preț. Da, în zonă chiar nu aveți unde să parcați. Haideți în apartament. Ok, și am revenit de la etajul 1. Ușa de la intrare, apartamentul numărul 52. Sunt 4 apartamente pe etaj. Haideți să facem o scurtă recapitulare. Ne aflăm în zona Obor, mai exact pe strada Mașina de Pâine numărul 41, la 5 minute de metrou Bucurobor maxim de mers pe jos. Avem un apartament de 3 camere, la etajul 1 din 10, bloc reabilitat termic, are o suprafață utilă de 70 de metri pătrați, este un apartament semidecomandat. Bucătărie aici. Aici ne aflăm în hol, living, balcon, holul dintre cele două dormitoare și living, dormitor matrimonial, dormitor mic sau birou, baie. Haideți să începem cu începutul, pe unde am intrat. Avem aici zona de hol, multiple spații. Apartamentul are multiple spații de depozitare, o să vedeți. Aici este un pantofar. Aici avem o comodă, spații de depozitare. Aici este un dressing foarte generos, o să vi-l deschid să vedeți cum este compartimentat. Da, bară de umeraj, e foarte încăpător, jos în cap, pantofi, valize, ce mai puteți vreți să spuneți. La fel, sus, spațiu de depozitare. Momentan mai are proprietarul niște lucruri aici. La fel, spațiu de depozitare aici.
Aveți de la vesele, tacâmuri, grătare, tot ce doreți, două scăunele, la fel și sus, spațiu de depozitare, dar sus nu prea aveți acces că mai are proprietarul lucruri. Ok. Bucătărie, o bucătărie destul de largă, generoasă, mobilierul aferent de bucătărie. Avem aici o zonă de dining, combina frigorifică, un frigider de la Arctic, sus frigider, sus congelatorul, jos frigiderul. Este o combina frigorifică ok, destul de mare. Mobilierul aferent, avem cuptor și aragaz pe gaz. La fel, cafetier, prăjitor de pâine, cană electrică, espresor de cafea. Termopanele sunt de culoare venghe, bun, calitativ. Avem chiar și gratii pentru un surplus, chiar dacă suntem la etajul 1. Încălzirea este de la termoenergetic, a fost Radet, dar în zonă s-au schimbat toate țevile de apă și căldură, deci nu o să aveți problemă iarna. Aceasta ar fi bucătăria. Haideți să vedem living-ul. Aici avem zona de living. Trebuie să știți că tot mobilierul este un mobilier calitativ, un stil vintage, nu sunt vechi, sunt canapele de piele naturală, da, cine apreciază acest stil, ceva, un brand mai ca lumea decât Mob Expertul. La fel, două fotolii de piele din lemn masiv, la fel o masă aici, mobilierul aferent, la fel o comodă de living foarte ok, cu o aici o oglindă foarte impunătoare. Acesta sunt eu și vă salut cu respect. Un aparat de aer condiționat. Avem aici la fel o comodă unde este amplasat televizorul, un televizor smart de la Philips. Acesta ar fi living-ul, perdere draperii la toate geamurile și acum către balcon, un balcon amenajat cu mobilier și cu spații de depozitare. Aplase de țânțar, la fel, spații de depozitare și pe aici, pe jos, o să vi le deschid totul să vedeți cum sunt. Și aici, în lateral, deci este un apartament cu multiple spații de depozitare. Asta este un lucru bun. Balconul are și aici, există lumină, există un suport de întins rufele. Deci aveți aici la fel spații de depozitare. În spate nu mai deschid, dar vă dați seama că este un balcon, este tixit de spații de depozitare. Vederea livingului, bucătăriei și dormitorul matrimonial sunt către spatele blocului. Aici nu este o stradă circulată, e o stradă care se înfundă, deci este foarte, foarte multă liniște. Avem chiar și o fereastră panoramică aici la balcon. Aici puteți să vă puneți o masă, să vă relaxați, să beți o cafea, să... Na. Da, deci acesta ar fi balconul. Haideți să vedem restul apartamentului. Holul care deservește livingul de cele două dormitoare și baie. Avem aici la fel multiple spații de depozitare ale holului, diverse obiecte care au rămas și sunt foarte frumoase de decor. Un dulap aici, o să vi-l deschid și pe acesta. Spațiu de depozitare câte doriți. Ăsta este încă un dulap unde vă puteți pune noastră haine sau ce doriți. Și avem un dressing, surpriză, un dressing walk-in. Aici a fost o cămară care a fost transformată într-un spațiu de depozitare, un dressing walk-in. Ia uitați pe aici spații de depozitare, aceste cuburi și aici pentru haine, două băr țepene unde vă puteți aranja dumneavoastră haine de iarnă, cămăși, ce doriți să vă puneți aici.
La fel, valize, geamantane jos. Deci asta este ca o încăpere. Am intrat aici. Se aude cu puțin ecou. Haideți să vedem dormitorul matrimonial. Da, o mochețică foarte, foarte frumoasă pe jos. Un pat de 1,60 m pe 2. La fel, perdere, draperii, aceleși termopane de culoare venghe. Salteaua ca lumea, cu memorie, cu tot ce trebuie. Da? Deci apartamentul n-a fost închiriat până acum. Au locuit proprietarii aici. Între timp și-au achiziționat o casă. Și stau în altă parte, mă rog, e mai puțin important. Haideți să vedem dormitorul mic, se poate amenaja ca și cameră pentru copil. Avem o canapea aici extensibilă, mare, deci poate dormi un copil mai mare sau chiar un adult. Aici o masă, se poate extinde când aveți dumneavoastră musafiri, niște... Încă stendere suplimentare de uscat rufe dacă aveți nevoie. Și aici, surpriză, să vedeți în acest dulap, aparent dulap, se face un birou. Avem aici un scaun de birou. Și aici, dacă deschidem frumos aceste uși, frumos, ia uitați ce birou vă puneți dumneavoastră, laptopul aici și studia sus. Avem o imprimantă HP care rămâne. Da, aici loc pentru tastatură, un sistem de sunet cu subwoofer, cu tot ce trebuie, toate nebunile. Dacă aveți calculator mare, vi-l puteți pune aici. Da. Deci totul este foarte civilizat și multiple spații de depozitare. Dacă lucrați de acasă, dacă da, foarte civilizat, aici să vă puneți dumneavoastră reminder-uri. Este un birou mai pe clasic, așa, da? Din lemn, din tot ce trebuie. Haide să vedem și baia. Baie cu cadă. Da? Chiuvetă cu oglindă iluminată, o oglindă largă. Avem aici o cădiță. Un ventilator de extracție, mirosuri, aburi, umezeală. Din nou eu și vă salut cu respect. Vasul de toaletă. Avem o mașină de spălat de brand Ariston Hotpoint. Și aceasta ar fi și baia. Și eu am fost Ciornei Bogdan de la Cibrial Imobiliare și vă aștept să beneficiați de această locuință. O zi bună vă doresc!